Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață pe la... după ce am trecut mijlocul lunii februarie 2024, an cu 4 runde de alergeri, an în care vom avea, cum să vă spun eu, ploaie, nu de meteoriți, ci ploaie de promisiuni electorale, vom avea tot felul de atacuri care mai de care mai interesante între oamenii politici. Vom avea probabil intervenții venite din zona instituțiilor de ordine pentru ca unii politicieni să intre, să alinieze așa cum se dorește în această țară prea frumoasă, care nu se știe exact de cine este condusă. Bun, în această dimineață, invitat este domnul George Lazar, președintele PNL Neamț, o să ajungă în câteva minute. Binefacerile traficului asigurate de acest guvern PSD, PNL și de guvernele dinainte se răsfrâng inclusiv asupra politicienilor care trebuie să meargă cu mașina și nu au decât două variante: să vină foarte repede pe unde pot și să-i oprească poliția sau să vină încet și să întârzie. Bineînțeles, să ocolească blocajele din traficul atât de lejer pe care îl avem în această zonă. Bun, până atunci însă aș vrea, până ajunge domnia sa, aș vrea să discutăm câteva lucruri apropo de politica din Neamț. În ultima perioadă s-a trezit cumva dintr-o letargie, eu o numesc letargia boxierului care îi place să încaseze, s-a trezit și PSD-ul. Stătea PSD-ul așa în colțul ringului și venea poc o lovitură de la PNL, poc o lovitură din altă parte, poc, și ei stăteau, probabil își testau rezistența la lovituri. Au făcut mai zilele trecute o conferință de presă în care au vorbit despre ce face PSD-ul și brațul său administrativ numit Consiliul Județean Neamț pentru nemțeni. Ideea a fost simplă. În ultima perioadă, Consiliul Județean lucrează. Lucrează altfel decât lucra pe timpul lui Ionel Arsene. Și ni s-a spus că se vor livra câteva lucruri, Muzeul de Istorie, Muzeul... Casa Memorială Ion Creangă și alte chestii. Mi s-a explicat cum e cu podurile de pe axa 3 și ce proiecte sunt. Dar, de fapt, conferința de presă a avut un alt scop, și anume faptul că s-a răspuns atacurilor venite din zona PNL de data aceasta. De aceea și fac legătura cu emisiunea de astăzi. A fost un atac direct la modul în care comunică PNL-ul, spunându-se că aceștia din urmă ocolesc adevărul, ca să nu spunem că mint, că podul de la Luzca, că aici a fost problema cu podul de la Luzca și cu spitalul județean, noul spital județean, că PNL-ul de fapt nu are nicio implicare în afară de faptul că a criticat aceste lucruri. A fost lansată și o poreclă pentru domnul George Lazar, pe care încă l-așteptăm să vină în emisiune, dar despre toate astea cu poreclele vom discuta mai târziu cu domnia sa. Până atunci însă să vă spunem așa în premieră cumva că la nivelul a ceea ce înseamnă podul de la Luzca, ăla vechi căzut, după ce a fost garantat de Ionel Arsene, plecat acum să vadă cum rezistă turnul de la Pisa, care, mă rog, ar fi cică înclinat, să înclină tot mai tare de când e Arsene acolo. Deci, în acest dosar, se pare că s-a trecut de la
faza aceea a cercetării in rem la nominalizări, ca să spunem așa, sau în limbajul ăla juridic pe care eu nu-l înțeleg, inculpări de persoane. Asta ar fi din zona PSD-ului. Deci ei au făcut acea conferință de presă ca să arate cu degetul spre PNL și să arate că, de fapt, încă sunt vii. Dacă e să analizăm atacurile la adresa PNL din ultima perioadă, nu putem ocoli nici pe Iulian Bulai de la USR, care parcă s-a înscris pe aceeași linie cu PSD-ul la modul în care au atacat conducerea PNL. De fapt, că acolo se pare că este deranjul. Între timp, domnul George Lazar a ajuns. Sper că s-a bucurat de binefacerile traficului dintre Roman și Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați ajuns. Bună dimineața, mulțumesc frumos de invitație. Scuze pentru mica întârziere. Da, nu-i problemă. Noi întotdeauna ne luăm această marjă știind când vine cineva de departe, inclusiv când vine domnul președinte de la Târgu Neamț, Harpa. Ne luăm această marjă pentru că și dumneavoastră și el și ceilalți lideri politici din județ circulați pe aceleași drumuri. Deci, am început emisiunea fiind singur, trebuia să bavardesc ceva din gură și am început emisiunea constatând că în ultima perioadă ați devenit o ținta piept numărul 3 în județul Neamț la nivel de comunicare politică, pe de o parte PSD-ul, pe de o parte USR-ul. Ăia de la aur n-am văzut să zică ceva, doamna Șoșoacă încă nu, sau mă rog, ai doamnei Șoșoacă încă nu. Cum comentați aceste lucruri? Să nu uit, înainte să spun că am publicat înainte de emisiune interviul pe care l-am făcut cu domnia voastră și a fost publicat în ziarul de joi. Și aș vrea, pornind de la interviu și pornind de la aceste ieșiri ale celor din partide, să discutăm un pic despre ce înseamnă să fii lider politic în Neamț, să te expui sau să nu te expui, să trebuiască să-ți protejezi și familia, într-un fel, și partidul. Deci e interesant, s-a nimerit foarte bine emisiunea de azi. Dar nu o să comentez în mod deosebit atacurile, afirmațiile celor de la PSD, a liderului PSD și a celui de la USR, decât în următoarea notă. Telefonul meu e deschis 24 din 24, așa cum răspund la telefon și mă întâlnesc cu zeci, sute de persoane din județul Neamț, oameni din toate categoriile socioprofesionale, oameni de toate vârstele, oameni cu tot felul de preocupări, de la oameni simpli, ca să zic așa, din mediul rural, până la oameni de afaceri cu greutate din Piatra Neam sau din Roma sau din alte zone, nu doar din Piatra Neam și din Roman. Așa răspund tuturor oamenilor care mă apelează sau care vor să stea de vorbă cu mine. În sensul în care, și mi-aduc bine aminte, încă memoria mă ține, ca să zic așa, în ultimii 3 ani de zile, nu cred să, sau 2 ani de zile, hai să zic, nu am primit niciodată niciun apel sau nici măcar un mesaj, nici măcar un bip, cum se dădea pe timpuri, de la domnul Bulai. Ce are domnul Bulai de împărțit cu mine? Habar nu am, e problema domniei sale, eu nu am nimic de împărțit cu el. Eu am partajat numărul dumneavoastră de telefon către... Da. Ca să fiu sigur că... Îl are, domnul Bulai, el are numărul meu de telefon, așa cum vorbeam alte dăți, putea oricând să mă sune de unde și până unde afirmațiile domniei sale, nu știu, probabil, adică le cataloghez într-un registru de precampanie politică, pentru că e un an încărcat, anul 2024, 4 runde de alegeri, 4 tipuri de alegeri, 5 runde de alegeri cel mai probabil și probabil domnul Bulaia s-a grăbit puțin și a intrat în acest registru politic în care
a găsit pe cineva să atace. E dreptul domniei sale să facă politică așa cum gândește, să își construiască abordarea politică atacând pe unul sau pe altul dintre ceilalți lideri politici. A început cu mine. Asta înseamnă că dacă nu m-ar fi atacat, înseamnă că eu sau partidul pe care îl reprezint nu avea valoare. Și, na, îi doresc să fie sănătos, să-și țină linia dumnealui politică. Considerați că este o corelare între poziția PSD-ului și... Mă gândesc mult, atâta timp cât, sincer să fiu, nu am urmărit conferința de presă a celor de la PSD, dar am înțeles că de acolo mai marele PSD-ului, domnul Vasilică de la Târgu Neamț, a început conferința de presă atacându-mă pe mine și făcând referire la domnul Iulian Bulai. Atâta timp cât să încep conferința de presă și să spui, să-l amendești pe cel de la USR. Păi asta mi-a scăpat, nu știu ce i-a spus. Pe liderul de la USR, păi a făcut o remarcă vis-a-vis de că domnul Bulai nu consideră despre mine că deci nu spus, vorbește. Da, sau... Am înțeles. E posibil să fie și o corelare, nu știu acum ce să zic. No, ideea este că, da, parcă brusc, dintr-o dată, ați devenit, cum am spus eu, ținta piept numărul 4, parcă era în armată, dar nu mai știu cât era. Nu știu, n-am făcut armata, n-am prins. Da, iar vis-a-vis de declarațiile domnului Vasilică de la Târgu Neamț, n-am ce să-i comentez. Am crezut și cred în continuare că oamenii serioși care fac politică fac conferințe de presă sau ieșiri publice, susțineri publice pe subiecte importante, pe subiecte de actualitate pentru județ, pe subiecte care interesează cetățenii din județul Neamț. Nu începi și nu faci conferințe de presă cu scopul de a ataca rivalii politici sau adversarul politic, cum vrei să-l denumim, și acolo să vii cu chestii de-astea ieftine, aș putea spune, glume și glumițe din categoria celor mici, în care să pui porecle sau să încerci să pui porecle adversarilor politici. Da, dacă atâta domnul Harpa știe, ce să-i cer eu mai mult? Știți că era o vorba a unui celebru influencer, dacă se poate spune influencer, atâta s-a putut. Zic și eu la fel, parafrazând sau citând în zona asta de remarcă politică, domnul Harpa, la domnul Harpa, atâta s-a putut. Da. Nu-i mai mult nici. Eu nu pot să cer mai mult. Dar nu pot să te super pe domnul Harpa, el e simpatic în felul dumnealui, așa e hazliu. Ar fi culmea să mă super pe domnia sa. Până acum, eu vă înțeleg că sunteți așa într-o perioadă de așteptare. Vreau să fiu rău în dimineața. Adică, în ce sunteți? Sunteți într-o perioadă de așteptare. Mă uitam și eu la București zilele astea și așteptam, domne, să văd. Mai durează. Așteptam să văd acolo. Ne comasăm, nu ne comasăm. Probabil că spre asta se va tinde. Din ce am discutat cu o parte din colegii de la București chiar aseară, înțeleg că discuțiile se vor materializa miercuri, pe 21 februarie, și înțeleg că tot miercuri se vor clarifica discuțiile privind zona asta de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale sau celorlalte tipuri de alegeri prezidențiale cu generale. Nu știu forma în care se vor închide negocierile, dar înțeleg că există de ambele părți voință politică în a găsi soluții cu care să abordeze această zonă de comasare. Am spus și altă dată, spun și astăzi în misiunea noastră, e un an complicat, 2024, cu 4 runde de alegeri, 5 tururi de scrutin. Europarlamentare locale, prezidențiale cu două tururi, turul 1 și turul 2, și alegerile generale, adică cele parlamentare. Pentru noi, cei care facem politică, e greu, e foarte greu, sunt foarte multe runde de alegeri, nu că fugim de muncă, dar n-am avut niciodată un an atât de încărcat cu evenimente politice, să spun. Vă gândiți că pentru oamenii simpli, oamenii care nu fac politică, oamenii care merg la vot, dar care în linii mari și în general își văd de viața lor și de problemele de zi cu zi, să mergi de 4 ori în campanie la om la poartă, la om la ușă, de 4 ori să-i spui
la europarlamentare e la bun, la locale altfel, la prezidențiale trebuie să-l susținem pe X, la generale e filozofia asta să faci 4 runde de materiale de ziare. Pe mine mă și distrează. Cu care să te duci la om la poartă, 4 runde de bannere, de afișaj puse cu diverse sloganuri, cu, eu știu, tot felul de tematici de campanie. Cred că la un moment dat, în afară de faptul că e obositoare și pentru populație, cred că la un moment dat omul vine, îi vine să zică, domnule, mai lasă-mă în pace, pleacă de la ușa mea, de la poartă, mă, m-am săturat, mi-ai spus de euro, mi-ai spus de locale, mi-ai spus de... Mai lasă-mă, că nu mai pot, mi-a ajunge de data politică. Și cred că ideea asta a comasării are 2-3 atribute importante. Odată nu se vor mai cheltui foarte mulți bani în ideea că o parte dintre alegeri se pot comasa și asta înseamnă și un echilibru sau o zonă de economie la bugetul statului și e important să fii schipsuit cu banul public. Doi la mână, le structurezi în așa fel încât țara asta, societatea, să meargă înainte, nu să fie blocată într-o paradigmă a alegerilor și doar în sloganuri de campanie politică. Uitați, oameni care, na, sunt, cum să zic, ce să înțeleagă lumea din ce se întâmplă? La București se bate palma, în Neamț și în alte județe, spune omul foarte corect, nu vă înțelegeți. Păi, dar nu stați două secunde, că în ce sens se bate palma? E o coaliție care guvernează cu susținere parlamentară largă a Partidului Național Liberal și a colegilor de la Social-Democrați în vederea guvernării. Acest guvern s-a făcut sau a apărut, ca să zic așa, după ce alte structuri politice au ieșuat în a se înțelege. Mă refer aici la USR și la celelalte partide cu care am guvernat între timp. E nevoie de stabilitate în țară, avem război la graniță, avem război în Orientul Mijlociu, sunt tot felul de probleme, atât în Europeană cât și la nivel mondial, iar România trebuie să fie o țară sigură, o țară guvernată, o țară în care majoritatea parlamentară sau guvernamentală nu se strică de pe o zi pe alta, ai nevoie acolo de un guvern stabil care să ia decizii, măsuri, să legifereze pentru România. Mai ales în acest context complicat. Sigur, în general, avem libertatea, fiecare partid, în dreptul nostru, să ne facem campanie politică, să avem abordări cu privire la problemele județene de data asta, după realitatea pe care o avem în fiecare județ. Eu nu pot niciodată să vin la Neamț să zic, domnule, stați o leacă că PSD-ul de ieri, rău, da, e PSD-ul bun de astăzi. Asta nu se poate. Pentru că nu vreau să intru într-o retorică în care, domnule, să spun doar că PSD-ul e rău. Trebuie să spunem foarte mult despre noi ce vrem să facem, ce vrem să corectăm. Că e rău, asta cred că s-a înțeles și au înțeles foarte mulți dintre telespectatorii noastre și în general din nemțeni. Pentru că PSD-ul, nu PNL-ul era la guvernarea județeană, ci PSD-ul când a ars spitalul și directorul al PSD-ului. Nu PNL-ul a reparat podul la Lusca, ci PSD-ul a reparat și s-a dărâmat. Nu PNL-ul a făcut spital pe la... Mercina. Pe la Lescani. Spital modular care a stat închis în plină pandemie și a luat banii județului Neamț, ci PSD-ul a făcut treaba asta. Și lucrurile astea, nu PNL-ul a pierdut proiecte de peste 80 de milioane de euro pentru spitalul județean Neamț, ci PSD-ul. Nu noi am pierdut programul operațional infrastructură mare de 311 milioane de euro în județul Neamț, apă și canalizare pentru 42 de localități și PSD-ul a pierdut. Iar exemplele astea pot continua. Nu pot și PNL-ul nu se poate considera tovară sau aliat cu acest PSD din zona județului Neamț. De asta am spus și repet și închid. PNL-ul are drumul propriu la alegerile de anul acesta din 2024, adică mă refer la alegerile locale care ne interesează în mod deosebit. Într-o primă fază în Neamț, care au adresabilitate direct către populația din județul Neamț. Aici PNL-ul, în mod clar, avem candidații noștri în toate cele 83 de primării, în proporție de 99% sunt stabilite listele noastre, inclusiv listele de consilieri locali și cea de Consiliul Județean. Abordăm aceste alegeri unul solist, ne jucăm șansa și vom câștiga alegerile locale. După care o să vedem ce va însemna spectrul politic național, dacă vor fi
nu știu, alianțe sau dacă vor fi discuții cu alte partide și atunci se pot negocia lucruri. Dar alegerile locale, în mod clar, le vom aborda unul solist. Am înțeles. Deci haideți să încerc eu două lucruri, două concluzii, ca să putem trece mai departe. Unu, cei doi lideri de care ați amintit au numărul de telefon și dumneavoastră de obicei răspundeți la telefon. Întotdeauna. Asta e un lucru pe care îl pun virgulă și merg mai departe. Răspund oricine la telefon, nu doar liderilor politici. Am înțeles. Absolut oricine la telefon. Mergem mai departe. Doi, mesajul transmis Adinaur de dumneavoastră este că miercuri s-ar putea să asistăm la un anunț privind comasarea. Foarte posibil, da. Deci mai posibil anunțul ăsta decât unul care să nu vorbească despre comasare. Peste 50% aș da șanse să discutăm despre un rezultat al negocierilor care să ne arate că vom avea alegeri comasate. Ok. Și acum să... Așa cred eu și cred că așa ar și fi structural mai bine pentru societate și pentru țară. Pentru că România trebuie și guvernată, țara noastră trebuie să meargă înainte pe parcursul european și euroatlantic pe care îl are, trebuie să ofere stabilitate. Gândiți-vă că 4 luni de alegeri înseamnă că din aprilie, ca zic așa, de când se intră în prima precampanie la locale, până undeva 8 decembrie, când se termină ca și dată discutată alegerile generale, ai aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie. Ai 7 luni, 8 luni de zile în care practic nu mai guvernezi țara sau guvernezi așa, cumva. Pentru că toți cei care sunt astăzi în guvern, în parlament, toți actorii politici, de la toate partidele, și cele de guvernare și cele de opoziție, intră în campanie electorală. Umblă prin țară, aleargă prin țară. Da, e complicat să mai și poți să guvernezi eficient și bine. Eu am înțeles punctul ăsta de vedere. Personal am un alt punct de vedere, că atâta timp cât faci un joc democratic și ai stabilit niște reguli într-un joc democratic, din timp... Da, nu le mai schimbi. Nu le mai schimbi înainte, pentru că ăia de la Roșia Montana pot să... Glumesc acum. Poate să găsească mai mult aur. Sau nu știu ce și nu știu cum. Adică lucrurile astea într-o democrație consolidată, nu e cazul, într-o democrație consolidată, da, nu se schimbă în funcție de, nici măcar în funcție de războiul din Ucraina. Pentru că dacă nu mă încălc, chiar și în Ucraina sunt alegeri anul ăsta. Cred că vor fi. Da, cred că și în Ucraina sunt alegeri și nu i-am auzit să-și pună problema schimbării datei alegerilor. Adică, în sens, ăsta e punctul meu de vedere. Da. Da, trecem, că, pot să înțeleg că, și argumentele celelalte. Da, de aia suntem oameni, să gândim diferit, să avem puncte de vedere de multe ori diferite. Sunt foarte curios să-l văd pe primarul de la Valea Ursului. Da. Am dat unul, trebuie să aleg și unul de pe la dumneavoastră, nu știu de unde, ca să... De așa. Unde vreți. Valea Ursului, când se va duce și va explica despre beneficiile integrării în Uniunea Europeană, știți? Și după aia va zice, votați-mă și pe mine. Eu cred că va spune, votați-mă și pe mine și în rest... Vă dați seama că alegerile locale suprapuse cu europarlamentare, dacă vă rămâne registrul ăsta, vă dați seama că vor ține capul de afiș în fiecare localitate. Va fi un hai continuu. Ca mesaj central, sigur că se vor aborda temele principale, până și europarlamentarele sunt alegeri importante. Dar vă dați seama că fiecare comun, în fiecare sat, în fiecare oraș din țara asta, din România, din 3.000 și ceva de localități cât avem, temele principale de campanie vor fi alegerile locale. Aia. Și acolo dă-i pe el și dă-i pe ăia. Focul la ei, cum zicea... Focul la noi, focul zice, la ei, da. Focul la ei, cum zicea un celebru antrenor de fotbal care le spunea, aruncați mingea antrenorilor, da. Focul la ei. Focul la ei, da. Da. Bun. Mergem mai departe de acum. Ați răspuns câtorva întrebări și am încercat, așa, la finalul acelui interviu, să fac o scurtă caracterizare. Deci, din ce văd eu în momentul ăsta, stau de vorbă cu un politician care de câteodată trebuie să-i facă intervenții destul de dure, precum un chirurg,
Am văzut. Așa. Familist. Da. Creștin ortodox practicant. Da. Și ce mai era, ca să mi-aduc aminte, și vă considerați un bun organizator, ceva de genul ăsta, nu mai țin minte da. Chiar toate. E, lucrurile astea, deci hai să începem cu partea asta, că de obicei politicienii se feresc să vorbească despre familie. Ba, o folosesc doar în campanie, de multe ori în poze, el e divorțat și îl vezi alături de soție, dar în declarația de avere lucrurile s-au făcut ca să fie protejat politicianul, știți? Și dacă îl întrebi ceva, zice, dar eu sunt... După care îl vezi că pleacă în delegație cu secretara și cu secretara secretarei. Cât vă ajută pe dumneavoastră faptul că aveți o familie, chiar și în condițiile în care sunteți atacat? Bănuiesc că deja una dintre fete este destul de mare ca să vadă că tata este subiect de... A, bun, acum dacă nu se uită fiica mea cea mare, că mare are 10 ani, nu se uită la... Nu se uită, nu? Și nu urmăște declarații de presă lui Vasilică de la Târgu Neam, cred că s-ar și amuza pentru că ar fi în lumea copiilor în declarațiile alea de presă, dar nu urmărește, nu știu, emisiuni sau zona asta de desene animate, specifice vârstei. Dar familia te ajută foarte mult, mă ajută și pe mine, pentru că îți conferă această stabilitate și acel confort emoțional, că despre asta vorbim, de care ai maximă nevoie în viața de zi cu zi. Și atunci când faci politică și atunci când, nu știu, te lupți cu adversarii politici, ai nevoie de să știi că undeva ai un punct de sprijin, o stabilitate. Și da, familia ți oferă acest punct de sprijin atunci când discutăm, cel puțin în cazul meu, sper să fie în cazul tuturor, că ai o familie frumoasă, o familie unită, în care există înțelegere, în care există dragoste, în care există înțelepciune, și în care există suport, acel suport psihic necondiționat. V-ați certat de la familie. Politică vreodată? În casă? Nu, niciodată. Excuse. Nu. Nu, dar nu fac politică în casă. Nu, da. Să vină doamna să zică, băi, da. Nu urmărește subiectul, nu o pasionează, nu o interesează. Și în casă, de obicei, când ajung acasă, de obicei, 99,9% din timpul petrecut în familie nu discută despre politică. Ok. Sau dacă mai am de discutat la telefon, mă duc în altă cameră sau în altă zonă în care să nu interferez cu familia și îmi duc discuțiile mele. Dar în casă nu discutăm de politică, nici cu copii, nici cu soție. Este exclus. Păi problemele la servici, cum ar veni, știți, trebuie să le lași undeva la ușă. Ce avantaje aduce politica personale? Vorbesc de familie, de membrii familiei. Aveți posibilitatea să influențați lucruri pentru ei? Pentru membrii familiei? Da. Bine, la cadrul ăsta nu-i cazul, copiii sunt mici, deci nu se pune problemă. N-aș vedea cu ce. Îți aduce mai mult dezavantaje dacă stai să o vezi doar din prisma familiei, pentru că aloși foarte mult timp politicii, te înrăiește politica cumva, pentru că ai tot felul de atacuri, tot felul de declarații, tot felul de situații în care te enervezi. Timp mai puțin petrecut acasă, timp mai mult petrecut în zona asta socială, a politicii, cum vreți să spunem, cum să o denumim, îți aduce și avantaje politice. Sigur că dacă nu faci nimic acum politică, o să par că zic, bă, fac ceva ceea ce nu-mi place. Nu, e un microb, ca și fotbalul, e un microb dacă te prinde la un moment dat, mai ales la o vârstă fragedă, și îți place chestia asta de organizare, de politică, de gândire politică, te prinde acest microb și îți intră acolo undeva sub piele. Jocul îți intră acolo undeva sub piele și... Ați intrat în politică la juniori sau ați intrat în politică direct la seniori? Nu, la juniori. Aveam 26 de ani când am intrat în politică, eram avocat. Am intrat la junior, la Roman și am făcut tot ce face un tânăr în politică. Nu știu azi. Ce face un junior în politică? Atunci tinerii, nu știu dacă, astăzi tinerii, nu știu dacă mai fac ce făceam noi atunci, dar atunci de la identificat, de exemplu, părculețe de joacă pentru copii, atunci perioada nu prea erau refăcute, nu prea erau moderne cum mai sunt astăzi,
De la lua Bidineaua, efectiv, și să dăm cu var, să dăm cu var. Găleata de ori de var după casa de vopsea și mergeam și recondiționam. E mult spus, da, cât de cât le reamenajam aspectul proprietăților de joacă. Ați lipit afișe? Da, sigur că da, cum să nu. Atunci, țin și acum aminte, erau niște capsatoare la Dedeman, atunci afișajul se făcea peste tot, peste tot, absolut peste tot, știți foarte bine. Erau niște capsatoare mari, așa, de fier la Dedeman. Cu alea capsai aveau niște cuie mici și capsai pe zona de când puneai afișul pe gard la om sau pe copaci. Atunci îți puneau și pe copaci peste tot. Și când tot capsai cu alea, după... Făceai bătătură. Nu că făceai, nu-ți mai simțeai mâna, cred că undeva la o zi. Da, am lipit și afiș, am pus și bannere, am și dat bannere jos după caz. Cum erau campaniile atunci? Sigur, am făcut pe toate astea. Care au fost... Care a fost impulsul care v-a dus spre politică? A venit din familie? Nu. Sau din... Noi nu fac politică. Bun, acum tatăl a fost un om implicat social. Da, dar nu politic. Nu politic. El totuși, ca judecător, ca avocat, da. E un personaj implicat, are tot felul de... Sincer, urmăream politica ca și fenomen la televizor. Ajunsesem în Roma la momentul respectiv, în 2006, în care era un primar... domnul Cărpușor la momentul respectiv, care efectiv baronizase romanul. Efectiv, romanul se baronizase. Nu luai nici, nu știu, o adeverință din primărie, nici o hârtiuță, nimic, fără acceptul. Nu se întâmpla absolut nimic. Devenise un fel de jupân, un fel de vătaf pe moșie la roman. Și în partea elaltă, la Dan Cărpușor, de altfel, care suntem într-o relație normală astăzi, în partea altă, la PNL, era Dorin Lusescu, era parlamentar și președinte la Roma și Eugen Țapu era secretar de stat la economie, industrie. Oameni cu care mă știam de altfel, jucam tenis de câmp. Chiar dacă erau mai mari ca mine, interferam la... Mi-aduc aminte de Toma Caragiu în sceneta aia cu avantaj serviciu, nu știu dacă o ține. Nu știu. O să o caut și vă dau. Și jucam tenis de câmp într-un grup mai mare, eram 20-30 de oameni care ne prezentam. Și Cărpușor juca tenis de câmp. Da, prost. Da, da, juca. Da, juca. Era un grup de 20-30 de persoane în Roma care practicau acest sport al tenisului de câmp. Aveam un singur trener la pe timpul ăla în Roman și acolo, vrând nevrând, ne știam toți între noi. Și am zis, hai să mă scriu în PNL. Și m-am dus într-o după-amiază, știam când au ieșit ședință și am bătut la ușă. Bună ziua, mă știam și cu Dorin și cu Eugen și cu alți colegi care erau atunci în PNL. Și m-am dus, m-am înscris și după aia, bun, am... Au fost și oamenii ok cu mine, în sensul că au fost amabili și Eugen Țapu și Dorin Lusărescu și alți colegi care erau atunci, doctori, știindu-mă și din oraș și de la taică-miu, și ca junior m-au invitat la ședințele lor în fiecare săptămână sau a două săptămâni se făceau atunci de PNL la Roma și atunci am început să merg la ședințele astea de senior cumva, am văzut cum se pune problema, cum se discută și m-a prins microbul. Da, sunt și avantaje. Adică, avantaje în ce sens? Eu sunt avocat de profesie. Faptul că îți faci notorietate e unul din avantaje. Că publicitatea, fie ea negativă sau pozitivă, este publicitate. Și da, îți faci notorietate pentru că în meseria asta de avocat ai nevoie de notorietate. Doi, îți faci foarte multe conexiuni și relații. Am fost prefect de două ori, sunt lider politic. Îți faci conexiuni și relații cu foarte multă lume. Atât în județul Neamț, de la oameni simpli, oameni de afaceri, oameni din diverse zone de activitate, instituții publice de concentrate, până în zona guvernamentală, parlamentară, ministere, guvern, etc., companii, agenții. Relații pe care omul că trăiește e foarte important să acumuleze. Să acumuleze în primul rând intelectual, dar să acumuleze și foarte, să acumulezi cunoștințe, adică să cunoști oameni, să cunoști oameni din toate categoriile socioprofesionale, pentru că în acest contact cu oamenii afli lucruri, dezvolți lucruri, poți avea rezultate dorite atunci când apelezi la niște oameni să te ajute pentru județ, pentru Neamț, pentru Piatra, pentru Roman. E foarte important să ai un cerc relațional viu, da, și pe care să-l ții în permanență. În permanență activ. Și asta, da, este un alt avantaj. Notorietatea și, repet, zona relațională sunt avantaje. Și trei la mână, eu consider că e un avantaj sau chiar un privilegiu, ai posibilitatea să spui unor lucruri pe nume.
Vă consider... Da, vă rog, continuați. Pentru că în momentul în care nu, să zic, nu are o funcție, oamenii în România se uită foarte mult la funcție. Domnule, cu cine stau de vorbă? Domnule, X e un tip de la PNL. Te bagă în seamă mai mult sau mai puțin. Președinte. Când spune, bă, uite, e X care e senator sau e deputat sau e primarul sau e, nu știu, președintele partidului, îți dă o greutate. E o greutate cumva nu neapărat corectă, pentru că omul și un om simplu poate să fie mult mai deștept ca mine. Să spună lucruri mult mai smart și mult mai ok. Dar funcția asta câteodată dă greutate. Și asta zic eu, unul dintre avantaje, dacă se poate spune așa, că poți să spui lucrurile pe nume și poți să fii ascultat atunci când spui niște lucruri, atunci când combați niște lucruri, atunci când arăți cu degetul în sensul pozitiv, în sensul corect, pardon, la lucrurile care se întâmplă în județul ăsta, în județul Neamț și nu merg, nu funcționează. Da, adică ești luat în calcul, ești luat în considerare și poți influența la rândul tău dacă vorbești, nu știu, corect și știi ceea ce spui și spui cu adevărat, poți atrage de partea ta și oameni. Adică devii un formator de opinie. Vă considerați un bun negociator politic? În interiorul partidului, da, cu, zic să nu suntem bine organizat. Partea negociere, nu am avut negocieri ca să... Păi nu, că vine anul ăsta. Spunea domnul Bulai că nu negociază. Păi dacă mă sună, negociem, dacă avem ceva de negociat. Nu știu, domnul Vasilică, nu știu ce, dacă negociază sau nu, asta nu știu. Oricum nu prea avem cine să negociem noi cu PSD-ul. Eu răspuns pe... N-am negociat lucruri deosebit de importante din sfera asta politică. Acum vă întreb ceva. Știți, aș fi vrut să-l întreb și pe domnul Ciolacu, și pe domnul Ciucă, și alți lideri. Dar să spunem că aveți de ales, la un moment dat, între a face alianță la județ. Da. Că nu știm cum vor fi lucrurile. Poți să câștigi județul, dar să nu ai majoritate în Consiliu. Să ai de ales să faci alianță între PSD și AUR, plus Șoșoacă. Așa. Cu cine facem alianță? Cu cine se face o alianță în județ? N-aș putea să vă dau un răspuns. Acum cred că e și prematur. Nu știu dacă... Nu, de ce v-am întrebat? Pentru că am auzit și următoarea teorie. Și dinspre PSD, și dinspre PNL. Dacă AUR intră în grupul... Care grup la Bruxelles? Păi e PPE-ul, Socialiștii Europeni și mai e Renew. Nu mai știu. Nu în Renew, cred că în PPE sau în ceva de genul ăsta. Sunt sau în social. Habar n-am, nu știu. Nu cred că e nici în PPE. Deci dacă se duce într-un grup care cic ar fi mai agreat, da, se poate, se poate face alianță în România cu AUR. Da, știți cum e? Știți de ce vă adică mie lucrurile îmi spun așa. Bă, dacă la Bruxelles spune că AUR este bun, înseamnă că uităm tot ce am spus de partii de extremist, de cutare, de cutare, de cutare și e bun. Eu n-am zis că sunt extremiști, am zis că au zonă așa... Nu, dar sunt cei care spun. Eu întotdeauna am spus că cuvântul extremist trebuie folosit cu mare foarte atenție. Mare atenție. Corect. Dar nu e un cuvânt simplu care să-l iei așa, exact. Să-l arunci. Eu n-am spus că sunt extremiști de AURU. Știți cum e? La nivelul județului Neamț, în primul rând, trebuie să vezi dacă cine intră în Consiliul Județean Neamț. În mult clar intră PNL-ul, intră PSD-ul, are AUR-ul șansă să intre în Consiliul Județean. Nu știu în partea elaltă dacă USR-ul va intra sau nu în Consiliul Județean, și aia e o discuție. Scorul politic, cel puțin astăzi în sondaje, mie mi-arată că sunt la limita de a intra în Consiliul Județean. Dacă vor fi europarlamentare cu locale, pe ei avantajează, dintr-un anumit punct de vedere, faptul că sunt specialiști în a discuta despre... Despre nimic. Despre euro, de, bine, asta e altă poveste cu ce înseamnă europarlamentarele pentru România. Dar aici se pricep. Și atunci e un mod de a-i Da, uite, s-ar putea să aveți dreptate. Adică se poate face alianțe, nu alianța, ca să ne înțelegem, alianța trebuie să o faci pentru ceva, nu împotriva la ceva. Deci o faci pentru, nu împotrivă. Alianța trebuie să o gândești pentru Neamț, pentru județul Neamț și să gândești o alianță care să funcționeze la nivelul Consiliului Județean, o alianță care să-ți dea o stabilitate la vot în Consiliul Județean să poți să-ți adopți proiectele și o alianță care să acheseze la niște proiecte mari pentru județ, pentru că trebuie să ne gândim la niște proiecte mari pentru județ, nu trebuie să ne gândim doar să
cărpim două drumuri, să mai toiletăm niște copaci de pe marginea drumului sau să ne facem că facem proiecte europene, de fapt, pe care le pierdem pe toate. Adică să gândim ceva mare pentru județul Neamț, niște obiective importante pentru județul Neamț și de asta e nevoie de stabilitate în Consiliul Județean. Acum vom vedea. Am înțeles. Să ajungem, deci, să ajungem sănătoși, să trecem alegerile, să le câștigăm și să vedem ce mandate ia fiecare partid, că mă refer la mandatele de consilieri județeni și în funcție de asta om sta de vorbă după aia, că așa mi se pare cel mai corect. Bun, trag eu încă, pun virgulă și mai spun așa. Deci în politică nimic nu este practic imposibil. Sau nu aproape nimic nu este imposibil. În politică e și arta negocierii de foarte multe ori. Vedeți de ce v-am întrebat dacă sunteți un bun negociator? Nu știu, o vedea după alegeri când o să negociem ceva important. Am spus cât... Așa eu, viața în genere și în fiecare zi e o negociere. Da. Spuneam înainte de a ajunge dumneavoastră că dădeam așa o informație, să spun, pe surse, că s-a trecut de la nivelul acela in rem la Luțca, în cazul prăbușirii podului, da, pe surse. Ce informație am eu, ca să zic așa, la nivelul unor, cum se cheamă, inculpare sau cum se cheamă, da, inculpări, da, pe persoane. Ca avocat, vi se pare că a trecut puțin sau mult timp de când a căzut podul ca să ajungă la chestia asta? Un pic că sunt 2 ani. Păi cam așa. Cred că e o perioadă, nu știu, nu mi se pare nici foarte întinsă, nici foarte scurtă. A căzut un pod, care a fost reabilitat. Știu. Păi, Doamne iartă-mă, ăla a căzut din senin? Păi n-a căzut din senin, dar bun... Acum mă pun în locul organului de anchetă. Organul de anchetă este respectiv poliție sau cred că la DNA dosarul, dacă nu mă înșel. Procuratură, care o fi din la ele. Parchet, până, da, la urmă. Asta au constatat și că a picat podul, că a căzut podul, s-a dărâmat. Ai, era clar, greu să nu constate. Asta e clar cum că au constatat și ei, dar ca să vezi ce e în spate, de ce a picat podul, oamenii azi procurori, nu sunt ingineri. Și trebuie expertize. Păi, au nevoie de a studia acte de expertize, etc. Ca să vezi dacă e vina. Că așa e simplu să spui, domnule, constructor, un constructor, cred că a fost, știu cine a fost acolo constructor, dar un constructor, domnule, ăla a dărâmat podul. Păi stai să vedem dacă a dărâmat din vina constructorului. Sau a respectat un proiect prost. Sau a respectat un proiect prost. Stai să vedem proiectul ăla prost, a știu că e prost sau nu. A fost achesat și de cei de la CJ. Acolo au fost două variante în proiect. Știu foarte bine. Deci, și s-a ales varianta asta mai puțin, să vă spun ceva, mai păguboasă. Mi-a spus cineva, chiar din interiorul instituției județene, care zice așa, și acum noi ce să facem? Că zice, noi am acceptat un proiect al unui tip care a fost profesorul tuturor marilor, nu știu, da, ce, nu știu cum. Bun, asta nu înseamnă de, dacă... Adică, cum adică? Asta nu înseamnă că ai fost profesor la nu știu câte generații și acum ai undeva la zona de 70 și ceva spre 80 de ani, când am înțeles că avea acest domn profesor. Asta nu înseamnă că acuratețea mai e aceeași ca atunci când erai în topul carierei, ca să zic așa, și probabil mai faci niște concesii la ce se cere. Dar e important. Partea proastă a lucrului a fost că acel pod modernizat, renovat cu 1,7-1,8 milioane de euro, la foarte puțin timp după ce a fost redat în circulație, reinaugurat, a picat, s-a dărâmat. Repet, cei de care fac ancheta nu pot să stabilească azi, domne, constructorul, gata, hai să-l băgăm la pușcărie. Eu nu am gândit la constructor. Păi, la asta te duce mintea. Da. Domne, constructorul a făcut acolo o lucrare foarte proastă. La constructor te gândești în contextul următor. Cine este constructorul? Constructorul este X. Da? X. Ce a fost X? A fost X a fost vicepreședinte la Consiliul Județean. Parlamentar PSD. Da. Ce a fost băiatul lui? Parlamentar PSD. S-a retras și după ce s-a retras a înflorit, ca să zic așa, numărul de contracte. Erau și înainte. Pe CJ. Deci, cum să zic, în felul ăsta poți să o discuți. De constructor. Că el va spune, domne, ăsta e proiectul, l-am respectat, dacă nu l-am respectat, zice, e vina mea. De asta zic, e important ca organul de cercetare penală să-și facă treaba, dar e nevoie de timp întotdeauna până afli toate aceste detalii, până aduni
eu știu, sute mii de hârtii pe care să le interpretez, pe care niște experți, niște specialiști să se uite, să facă una, două expertize după ca să vadă ce s-a întâmplat. După aia poți să tragi ca și specialist în drept de data asta, ca și procuror să zic, poți să tragi una sau niște concluzii și după aia să mergi mai departe cu dosarul într-un sens sau altul. Și după aia, până la urmă, știți cum e, instanța e suverană, instanța, da, e suverană, pentru că, până la urmă, partea asta a parchetului e o parte a muncii grele de bucătărie pe care o trimite un dosar, ajunge la un moment dat în instanță. Și atunci trebuie să fie beton, dacă și se poate. Instanța, de multe ori ați văzut că apreciază într-o formă sau alta, în care unele dosarele le întorc, alte dosare spun, domnule, da, l-am primit după 3 ani sau 4 ani de judecată, zice, domnule, e achitare, de exemplu, că nu s-a întâmplat așa cum a spus procurorul sau confirmă soluția procurorului. Da, eu mă aștept aici la, adică procesul de justiție, asta am vrut să explic ca să înțeleagă toți telespectatorii noastre, nu înseamnă faza în care cei de la poliție sau cei de la parchet au zis, domnule, uite, pe X persoană îl trimitem în judecată. Nu, procesul, instituția procesului începe de la momentul, se sfârșește la momentul în care ai o condamnare definitivă și irevocabilă, o sentință, până la urmă, definitivă și irevocabilă. Aici instituția, pentru că la noi, în România, ca și în toată lumea civilizată, prezumția de nevinovăție este prima condiție a celui care este anchetat. Adică nu putem vorbi de vinovați neapărat din punct de vedere a materiei penale, ci e foarte important să așteptăm până la capăt să vedem ce se va întâmpla. Dar e greu să aștept. Dar asta înseamnă, domnul Bănescu, înseamnă... În alegeri. Dar nu acum în alegeri, nu... Eu zic așa... În celelalte alegeri, în 2028. Abia atunci vom avea, dacă... Păi vă dați seama, martori, oameni care se vor da declarații, martori, expertize, reexpertize, eu știu, în instanță, asta înseamnă mai ani de zile. Mai dispar unii, mai... Da. Asta înseamnă ani de zile. Am înțeles. Da. Am înțeles. Bun, am văzut, Lusca avem acum, să spunem, din ce știu eu, s-a trecut la faza asta. Încă nu ne-am lămurit cu alte lucruri din județ. E spitalul județean, care mi se pare foarte important, pentru că acolo, la Lusca, dacă de bine, de rău, nu a murit nimeni, la spitalul județean sunt 10, cred că 15 în total, care au mai murit 5 ulterior. Sunt 15 decese la spitalul județean, sunt 3 ani mâine, poi mâine, că a fost pe 14 noiembrie 2021. Ne-am întâlnit în curtea spitalului în noaptea aceea. Așa este. Deci se fac 3 ani anul ăsta și acolo au murit 15 oameni și nu s-a întâmplat nimic. Aia mi se pare mai... ar trebui accelerat, ca să zic așa, zona asta, pentru că sunt oameni care își pun întrebări. Dom'le, tata, mama, socul, soacra, eu știu, dar nu numai, fratele, sora, opinia soțul, publică până la urmă. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Cineva trebuie să răspundă la un moment dat, într-o formă sau alta, de această tragedie. Că e clar, cineva, o persoană sau mai multe, au luat niște hotărâri. Au o zonă de responsabilitate cu privire la ceea ce s-a întâmplat atunci acolo. Da. Sunt lucruri care trebuie neapărat. Da, vedeți, pe ansamblu, ca închid o paranteză, ca o concluzie, vorbim de două subiecte și ați deschis dumneavoastră asta cu podul la Lusca. Vorbim de două subiecte în județul Neamț, tragedia de la spital, tragedia, dezastru de la podul de la Lusca. Două obiective care țin capul de afiș la 2 ani, 3 ani de la întâmplarea acelor evenimente și care în spatele acestor tragedii scrie mare, PSD. Domnul, scrie mare, PSD. Atât la podul la Lusca cât și la spitalul județean Neamț. Domnul președinte, știți, aici la Lusca lucrurile tind, se vor găsi niște vinovați, clar. De nu că o vinovați. Nu, dar se vor găsi niște dacă vinovați. Dacă vedem la podul la Lusca, președinte Consiliul Județean PSD. Achiziția făcută de PSD. Grupul de firme care a lucrat, apropiați de PSD. Am înțeles. Știți ce mă deranjează pe mine? Treabă. Știți ce mă deranjează pe mine? Mă deranjează că, de exemplu, la spitalul de la Lețcani... Au o altă problemă și acolo. La spitalul de la Lețcani, după cum merg lucrurile, se spune cam așa. Băi, zice, ăia de la Neamț au vrut să dea niște bani. I-au dat. Și i-au dat. Și acum, zice... Ce mai vor? Ce mai vor? Păi zice, i-o dat și acum e la noi, adică e la ISU, e la domnul Arafat sau la cine mai fi. În conservare, modulele, da.
Ce mai vor ăștia? Las, bă! Când întreb la Consiliul Județean, ce domnule, s-a respectat procedura. Adică hotărâre de Consiliul Județean, bla, bla, bla. Bă, stați un pic. Îți niște bani care au plecat din județ, de care județul are nevoie. Domnul Vălescu, stați o secundă. Asta că nici nu interesează pe mine procedura, că s-a respectat procedura. Că nu s-a respectat procedura, venea Curtea de Conturi și se imputa banii sau ajungea în altă zonă. Hai să fim serioși. Nu de procedură e vorba. Că acum, dacă vreți să facem exercițiu, mâine avem majoritate în Consiliul Județean, da? Și luăm o decizie, uite, presupunem că sunteți colegul meu, luăm o decizie și aici, la dumneavoastră, în zona asta, a pieței, da? În parcare, aducem obeliscul de la... la Costinești, da? Să o facem unul la fel și îl punem aici, în mijloc, și le dăm 1 milion de euro. Și respectăm toate procedurile din lume. Stați un pic, să face o statuie prin Republica Moldova. Dom'le, respectăm toate procedurile. Da. Cu ce încălzește sau cu ce ajută? Păi asta la spun viața și eu. De zi cu zi, și eu cum pot să fac ca cetățean, în afară de vot? Păi acolo puteți face. Altceva nimic. Deci dacă cineva are majoritate și respectă procedurile... N-ai ce să-i faci. Deci dacă omul e nebun și vrea să ducă 3, 4 milioane, 5 milioane de euro să-i plece din județul Neamț, în județul Iași, în Republica Moldova, unde vreți dumneavoastră? Nu știu, face sau face un proiect trăznit. Dar n-ai ce-i face, că ai majoritatea, ai voința. De-aia trebuie să ajungă la Consiliul Județean oameni care să țină la județul ăsta și care să aibă ceva în minte. Să facă lucruri, să aibă niște obiective. Niște obiective care să pună Neamțul pe primul loc, adică să ducă zona asta Neamțului, fie că vorbim de zona Piatra Roznov, zona Romanului sau zona de munte cu Târgu Neamț, zona turistică, mă refer, niște obiective care să spui, bă, merg în Neamț pentru că spital județean, pentru că am drum expres, pentru că am autostrăzi, pentru că am obiective turistice importante. Spuneți-mi și mie astăzi, în afară de Muntele Ceahlău, unde mergi o zi, n-ai ce face mai mult. Ai zona Cheile Bicazului, ai turnul Ștefan la Piatra, ai ținutul mănăstirilor în zona Târgu Neamț, dar ca obiectiv în care să zici, domnule, stau 3-4 zile în Neamț, 5 zile în Neamț, că am ce face cu copiii, cu nepoții, nu știu, cu și cei care sunt seniorii noștri, că aveai la Bălțătești, mai aveai pe la Răucești, pe acolo, pe la Ogrinzi, nu mai e turism astăzi. Nu mai e un turist care să îți țină aici. Nu e o zonă dezvoltată a turismului ca să țină turistul aici 3, 4, 5 zile. Turistul vine o zi și un pic și a plecat. Domnul președinte. Adică sunt foarte multe lucruri care nu merg și trebuie să venim cu obiective, cu ceva îndrăzneț, să ne propunem lucruri mari, nu lucruri de astea de pe zi pe alta și să nu știm cum să luăm banii, să îi trimitem pe la sau să facem tot felul de prostii cu ei. Vă dau un exemplu. O cunoștință mă sună zilele trecute și zice, băi, ce surpriză am pățit eu, nu-n Neamț. Ce surpriză plăcută, nu-n Neamț. Deci m-am dus într-un oraș din Transilvania, m-am cazat și trebuia să stăm 2 zile, nu era turist. Stătea 2 zile că avea o treabă acolo. Ce a de rezolvat? Și când m-am dus la recepție, recepționerul mi-a zis, aveți 2 nopți cazare în orașul nostru, poftiți, puteți vizita gratis orice muzeu, puteți intra în nu știu câte locații și dacă intrați în nu știu câte locații, aveți 10%, 20% reducere, cafea, cornul și alte chestii. Păi, diferența de abordare este absolut uluitoare față de cei la noi. Corect. Deci o diferență de abordare, adică vine omul, stă 2 nopți, băi, ia hai să-l încurajez să spună și la altul, să vină și altul, să vină și cu familia în vacanță, că dacă stă 2 nopți la noi sau 3, mă rog, câte ori fi stabilit acolo, că nu am înțeles că 2 nopți, doamne, îi oferim ceva pentru că el cheltuie la noi. El vine la noi, aduce un plus valoare. Păi aici, scuzați-mă, parcă se bucură că pleci. Da, asta una, dar trebuie să și ce să-i ofer, că cum vorbeați dumneavoastră de acel prieten sau prietena noastră, care o fi orașul, nu știu, pot să-l bănuiesc, o fi Sibiu sau nu, zona nu, Brașovului. Nu, 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 este Oradea. Oradea. Da, dar nu știu dacă e singurul din zonă, că o să verific. Ai ce face în Oradea, că ai ce să vezi, ai ce ai oferit turistului, haide să mergem la Neamț. Că nu prea ai ce să-i oferi, să vadă ce, să se uite la ce, să viziteze bun, ce, bun, dacă să petreacă timpul cum. Haide să vă spun, dacă ar exista o minte luminată, nu adusă de prin Delta sau de prin alte părți,
o minte luminată, da, la nivel de județ, s-ar găsi lucruri. Păi nu, proiecte putem avea astăzi. Pe ce avem astăzi, pe realitatea de astăzi, foarte multe obiective care să țină turistul în neamț, nu avem, din păcate. Dacă le vom crea acele obiective, dacă vom ști să creăm acele obiective și vom avea susținerea și financiară, da, o să putem vorbi, părerea mea, peste 4 ani, da, într-o marjă a 4-5 ani, vom putea vorbi de județul Neamț pe harta turistică a României și vom putea atrage turiști. Dar astăzi, la momentul la care vorbim, doar ce ne-a lăsat bunul Dumnezeu și mama natură. Adică frumusețile și bogățiile de care se bucură județul Neamț din punct de vedere al naturii, da, alea sunt obiective. Dar în rest, noi oamenii, da, noi nu am creat alte obiective pe care să-i atragem pe turiști aici și să-i și ținem aici. Da. Multe, multe comentarii. Cineva încearcă să mă convingă că spitalul de la Lețcani era o necesitate. Sigur. A apărut în viața noastră. Deci dacă vroiam, aveam un spital cu banii aceia, tot din ăsta de containere, în Neamț. N-aveam doctor, dar la Lescani am avut doctori. Nici vorbă. N-am avut doctori, n-am avut nimic, dar mai grav, n-am avut utilități. Adică te apuci și pui un spital în câmp și el nu are canalizare. Da, eu întreb atât lucru pe spitalul noastră, probabil, nu știu, sper să fie de bună credință, dar... Dom'le, dacă ții la județul tău, de ce să... Și dacă spitalul, investiția respectivă, e destinată pentru nemțeni, cum să o faci, mă, tu, la Iași? Dacă e destinată pentru cei din Neamț, fă-ți, mă, investiția la Neamț, că o faci la Piatra Neamț, că la Piatra Neamț era spitalul suport COVID, fă-o în județul tău, nu-ți duc banii la Iași, mă, nene. Da. Aia de la, cei de la ONG, cred că Dăruiește Viață, zic bine, după incendiu, au făcut prin investiție privată. Da. Domnule, o investiție privată, da. Că e mare, că e mică, nu știu, da. Au reușit din bani privați, da? O investiție de, cred că, vreo 2 milioane de euro, dacă zic eu bine, aproximativ, circa. Și... Nu se știe, nu mai contează. Dar au reușit să facă o terapie intensivă, nu zic bine, modulară. În spital, cum se spune. Nu au spital, făcut nu, o secție. În curtea spitalului. În curtea spitalului. Că nu, că ea e prezentată de spital. Și nu, de asta ca să fie lucrurile clare. Nu e nici pe departe spital. Da. Nu, dar e o anexă spitalicească acolo, dar făcută în interiorul spitalului, în curtea spitalului. Păi CJ-ul nu putea să facă același lucru? Și de 2 ori mai bine sau de 3 ori mai bine și mai mare? Mai ales că avea banii. Mai ales că avea și banii. Venea și privatul, te ajuta, făcea o chestie wow. Da. Păi de ce să nu știu banii la Iași? Da. Sunt întrebat, zice, domnul Bănescu, v-a scăpat conferința de presă cu prezentarea candidatului la Târgu Neamț? Mă întreabă cineva. Eu cred că nu mi-a scăpat. Conferința de presă a cui? A PNL-ului. Păi n-am făcut-o. N-ați făcut-o? Nu. Trebuie să o facem. L-ați anunțat candidatul sau încă nu l-ați anunțat? Am înțeles. Îl cunoaștem candidatul, l-am stabilit candidatul, dar n-a făcut conferința de presă, urmează să o facem. Vedeți cum mă trage lumea de urechi, că nu... Urmează să facem conferința de presă, sigur că da. Da, deci în curând, nu? Sigur că da. Bun. Nu, credeam că nu mai puneți candidat, că ați ajuns la o înțelegere la Târgu Neamț. Nu, o să facem conferința de presă și pentru celelalte, nu doar pentru Târgu Neamț, și pentru Piatra, și pentru Roma, și pentru Bicaș, și pentru Rosnov. Bine, dar aici lucrurile sunt deja clare. Aici păi la Piatra bănuiesc că aveți candidat. Ei, domnul primar, sigur. Deci domnul Carabelea. Da. La Roman ați anunțat candidat pe domnul deputat Leoreanu. Deci da. E nevoie și acolo să facem o lansare. O prezentare, nu? Da. Și la Rosnov am înțeles că aveți primar și candidat. Da. La Bicaz, da, la Bicaz trebuie să anunțați candidatul. Da. Peste tot, e normal să anunți peste tot. Bine. Am încheiat. Aș vrea să vedem cine candidează. Că asta mi-e chiar am o curiozitate. Asta era o glumă, n-aș să văd cine candidează la la Târgu Neamț, că am stabilit candidatul nostru, dar chiar sunt foarte curios cineva candidat de la PSD. Deci în momentul acesta a fost anunțat domnul viceprimar. Da, am auzit tot felul de zvonuri și de voci acolo. Am înțeles că inclusiv domnul Harpa vrea să rămână la primărie.
Asta e o informație sau este o... Nu, am auzit. Am auzit la nivel speculativ în zona asta politică, dar vine din zona PSD-ului această informație, chiar din zona PSD-ului și din zona Târgu Neamț. Asta înseamnă că dacă nu poți să candidezi și la primărie și la Consiliul Județean? Ba da, cum să nu poți. Se poate să candidezi în două locuri? Cred că da. Uite, nu am ce să studiez exact în lege, dar bănesc că da și după aia te... Apropo, dacă sunt alegeri comasate, poți, cred că poate. Poți să mă înscriu și la europarlamentare pe listă să candidez și la o primărie? Da, asta da, se poate. Și la Consiliul Județean? Primărie cu Consiliul Județean nu știu dacă se poate. O să studiez exact în lege. Nu știu dacă poți să candidezi pe un nominal și la CJ și la o primărie. Nu, că ar fi frumos să vezi aceeași candidatură. Dar poți să candidezi pe Consiliul Județean, de exemplu, și pe listă la, sau de primar și pe listă la europarlamentare, pe listă, da. Adică unii nominal într-o zonă și pe listă în cealaltă parte, da, se poate. Asta nu e niciun fel de problemă. O să fie alegeri interesante, dar repet, cred că capul de afiș, dacă se vor comasa, vor fi alegeri locale. Da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. O să mă mai și eu dată în emisiune, să vedem că sunt câteva lucruri care merită scoase ca știri în evidență. Ce să zic? Să nu vă schimbați numărul de telefon. Nu schimb, nu. E aceeași de foarte multe. Și să așteptăm ziua de miercuri. Sau de miercuri mai avem încă o amânare. Eu sper că să nu mai fie încă o nouă amânare, pentru că sunt deja, cred că, în spațiu public de vreo 3 săptămâni. Nu, dar deja e plictisitor. Se tot discută subiectul. Deja e plictisitor. Au fost câteva întâlniri până acum în care subiectul ăsta a fost abordat. Din păcate nu s-a ajuns la o decizie finală. Iar zona asta de incertitudine și instabilitate nu dă bine la partide. Dăunează, pe de o parte, și vieții politice în interiorul fiecărui partid, nu doar a PNL-ului, dar și pentru societatea în general, zona asta de incertitudine nu cred că avantajează și mai sunt și alte probleme de rezolvat în România în general și foarte multe, în afară de o decizie politică privind comasare sau necomasare. Adică sunt foarte multe alte lucruri care se întâmplă și trebuie să discutăm și despre ele, nu doar despre dacă se comasează sau nu. Dacă vom fi sănătoși, adică cu toții, joi o să intrăm prin telefon cu toți liderii, să vedem ce s-a... Adică cu toți, cu liderii partidelor din coaliție, să vedem cum veți comenta dacă se ia vreo hotărâre miercuri sau nu. Se pot lua foarte multe hotărâri. Putem să avem și alegeri europarlamentare cu listă comună, să știți, nu e exclus treaba asta. Am înțeles. Bine, vă doresc o zi frumoasă, mulțumesc, oameni buni, cele bune. O săptămână bună, cât se poate să vă bucurați de ce e frumos în zona asta. Și de viață în general. Numai bine, oameni buni, sănătate, cele bune!